Organizația județeană a Mișcării Populare Mehedinți a fost dată ca exemplu de a-și da în cadrul Colegiului Național desfășurat zilele trecute la București. Într-un clasament al organizațiilor pe țară, Mehedințiul a primit calificativ foarte bine, situându-se pe locul 7 național. Noi avem mare parte stabiliți, candidații, mai mult de jumătate au fost și validați în ședința Consiliului Executiv Județean. Am și demarat pentru aproximativ 36 de comune strângerea de semnături de susținere. Suntem în grafic. Sper că în 2 săptămâni o să terminăm cu toți candidații la nivel de comune din județul Mehedinți. Președintele organizației județene a mai spus că în această perioadă se află în faza de strângere de semnături de susținere pentru cei 36 de candidați care au fost propuși la fotoliul de primar, dar și pentru a nominaliza cea mai bună variantă pentru comunele în care nu a fost desemnat candidatul. Avem în multe locuri câte 2-3 candidați și încercăm să-l luăm pe cel mai bun dintre ei. În unele comune este mai greu că primarul de acolo, indiferent de culoarea lui politică, a făcut ceva pentru comunitatea respectivă și e greu să-l contracarez. Dar în general merge bine acțiunea aceasta. Gabriela Dobrotă, candidatul Mișcării Populare la fotoliul de primar al municipiului Drobeta Turnu-Severin, și-a intensificat întâlnirile cu cetățenii. A fost în Piața Mircea și a rămas cu un gust amar după ce a discutat cu micii comercianți care sunt împovărați de taxe. Legea este respectată foarte draconic, mai ales când e vorba de o băbuță care vinde o ștevie, un dragavei, urzici. Dacă, eu știu, la ștevie mai știm că crește prin curtea omului, urzicile, să mă ierte Dumnezeu, era o bătrânică acolo și era foarte nelămurită. Cum să scoată ea certificat de producător la urzici? Pe această cale știu că legea impune asemenea lucruri, dar nu le impune la nivel de hotărâre a Consiliului Local. Mișcarea Populară a anunțat că nu va încheia nicio alianță electorală. La Mehedinți, obiectivul fixat de conducerea organizației pentru alegerile din vară este obținerea unui procent format din 2 cifre.